Dacă și tu ești leneș și n-ai chef să faci sport, află că nu ești singur. Cu toții suntem așa. Confortul e în genele noastre. Sportul nu este o activitate naturală, ci una inventată de om ca să înlocuiască lipsa necesității de mișcare pentru a ne asigura traiul. Nici o vietate nu este dispusă să-și risipească energia în zadar și să rămână descoperită în momentul în care este supusă unui pericol real. Cum ar fi ca o gazelă să fie atacată de un tigru tocmai după ce și-a terminat ședința de aerobic. Așa că lenea și dorința de confort este în genele noastre, ale tuturor ființelor, pentru că ea ne păstrează energia pentru când este nevoie, pentru când este cu adevărat nevoie. În lumea modernă însă, omul nu prea mai este amenințat de pericole reale, nu mai trebuie să alerge după mâncare, iar satisfacerea multor nevoi este acum doar la un click sau swipe distanță. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de nutriție, sport și psihologie și de multe ori am fost întrebat: Cezar, tu de ce te chinui atâta cu sportul, că doar nu ești gras? Și mi-a dat seama că majoritatea oamenilor chiar nu știu sau nu înțeleg că obiectivul sportului nu este doar acela de a-ți menține greutatea corporală normală. Iar în acest material vreau să-ți prezint cele mai importante 20 de motive pentru care să-ți învingi lenea și tendința naturală de a rămâne blocat în zona de confort, pentru a-ți putea lua astfel sănătatea în propriile mâini. Orice vietate, atunci când se simte amenințată, își activează mecanismele de apărare, de luptă sau fugă. Crește cortizolul, hormonul de stres, care crește glicemia, frecvența cardiacă și tensiunea arterială. Și pe moment se produce vazoconstricție generalizată, adică reducerea circulației sângelui în tot corpul. Urmând ca în momentele imediat următoare, când decide ce cale va urma, va lupta, va fugi sau va zbura din calea pericolului, să se producă vazodilatație localizată, adică creșterea fluxului de sânge doar în acele organe care sunt importante pe moment, creier, brațe, picioare sau aripi. Iar după ce a reușit să se deplaseze din punctul A, zona de pericol, în punctul B, zona de siguranță, se relaxează și fluxul de sânge se reechilibrează în tot organismul. Oamenii, în schimb, din cauza stresului continuu, cauzat în principal de gândurile negative, regretele din trecut și fricile din viitor, acumulează o tensiune continuă care nu se mai eliberează. Există mai multe metode de combatere a stresului, cum ar fi psihoterapia, meditația, respirația profundă, muzica și arta în general. Dar activitatea fizică este cel mai eficient remediu, pentru că este răspunsul natural la frică, adânc sădit în ADN-ul nostru timp de milioane de ani. Unele substanțe nocive, atât de origine externă, dar și produse în urma metabolismului, pe care să le denumim pe scurt toxine, produc inflamație, iar inflamația cauzează depunerea de grăsime pentru a fi asigurată energia necesară sistemului imunitar care luptă cu ele. Dar și pentru a îngloba excesul ce nu poate fi eliminat în timp util prin rinichi, prin plămâni, prin piele sau prin scaun. Toxinele sunt colectate de către sistemele limfatic și venos și aduse la inimă pentru a fi redistribuite organelor de epurare. Dar dacă circulația este slabă, toxinele rămân în concentrație mare în țesuturile periferice, unde stimulează depunerea de grăsime. Spre deosebire de artere, unde sângele circulă cu o presiune mai mare, în vene și în vasele limfatice, sângele și limfa se află la o presiune mult mai mică. Iar pentru a ajunge din partea inferioară a corpului înapoi la inimă, trebuie să învingă de jos în sus forța gravitațională. În ajutor ar putea veni contracția periodică a musculaturii, care ar acționa ca niște manșoane externe. Dar dacă nu faci mișcare, fluidul are debit scăzut și toxinele se acumulează. Persoanele active au o circulație mult mai bună, transpiră mai mult, elimină mai ușor toxinele și au o piele mult mai sănătoasă, mai hidratată și catifelată. Mușchii și oasele reprezintă cel mai mare depozit de nutrienți, vitamine, minerale și aminoacizi al organismului. Este de saga de merinde pe care o purtăm cu noi tot timpul. Reprezintă și cel mai mare rezervor de antioxidanți, cum ar fi vitamina C sau superoxidismutaza, care neutralizează radicalii liberi și ajută la buna funcționare a sistemului imunitar. 80% din sistemul imunitar este dispus în jurul aparatului digestiv, dar în condiții de boală, infecții, intoxicații, intervenții chirurgicale, traume sau arsuri, avem nevoie de multă energie pentru procesele de vindecare, pentru sistemul imunitar. Dar pentru că necesarul de nutrienți este mult mai mare decât ceea ce se poate obține din alimentația zilnică, organismul preferă să-și extragă nutrienții din mușchi și oase, rezultând astfel durerile musculare, și scade pofta de mâncare pentru a nu risipi energia în procesele digestive. Cu toții am observat că niciun organism atunci când este bolnav nu prea vrea să mănânce.
Pacienții cu musculatură dezvoltată sunt mult mai rezistenți și au șanse mai mari de supraviețuire, însă persoanele fragile cu musculatură atrofiată fac față cu greu situațiilor patologice dificile. Femeile sunt în general mai rezistente la durere decât bărbații, deoarece au parte de modificări fiziologice lunare care de multe ori cauzează durere. De-a lungul istoriei, bărbații au avut parte de durere de cauză externă. Au mers la vânătoare, la luptă, au suferit mai multe accidente și au reușit să se adapteze prin secreția de endorfine. În timpurile moderne, bărbații care nu mai au parte de astfel de provocări și stau mai mult în zona de confort, au devenit mult mai sensibili la durere, chiar și la cei mai mici stimuli. Întrucât astăzi nu prea mai este cazul să mergi la război, singura metodă de a te face mai rezistent la durere este exercițiul fizic de o anumită intensitate, care să depășească uneori pragul dureros și vei fi astfel mult mai pregătit mental și fizic pentru eventualele evenimente dureroase din viața ta, care pot apărea voluntar, precum un tatuaj, o intervenție dentară, o albire de dinți sau, fără să vrei, precum un traumatism, un accident sau orice altă situație de criză. Nu este niciun secret că activitatea fizică este un afrodisiac natural, însă sportul poate influența viața sexuală fie în mod pozitiv, fie în mod negativ, în funcție de tipul sportului, intensitatea și durata antrenamentului, nutriția, suplimentele, stresul psihologic sau eventualele substanțe dopante. Mersul pe jos, exercițiile aerobice, alergarea, ciclismul sau notul îmbunătățesc circulația sângelui la nivel pelvian și scad nivelul de stres, iar exercițiile cu greutăți, care implică grupe musculare mari precum genuflexiunile și îndreptările cu bara, împinsul la presă, la bancă, la umeri, tracțiunile, vâslitul la rower, flotările la paralele, îmbunătățesc nivelul de testosteron. Dar atenție, toate acestea trebuie practicate cu moderație, nu mai mult de 4-5 antrenamente pe săptămână și nu foarte lungi. În schimb, competițiile, supraantrenamentele și sporturile de anduranță, practicate pe termen lung, afectează testosteronul și potența, iar la femei pot cauza tulburări de ciclu menstrual sau chiar amenoree. Deoarece grăsimea de pe fesier și abdomen acoperă într-o oarecare măsură organul masculin, bărbații supraponderali sau obezi pierd câțiva centimetri din lungime, dar dacă slăbesc, dimensiunea se normalizează. Pe lângă asta, în general, persoanele care fac mișcare sunt mai atractive, au mai multă încredere în propria sexualitate, au un tonus și o condiție fizică mai bună, pot experimenta mai multe poziții pentru a evita monotonia, crescând astfel și calitatea actului intim. Dacă în mod obișnuit îți bate inima prea repede, adică ai pulsul ridicat, peste 80-90 bătăi pe minut în repaus sau crește foarte mult la cel mai mic efort fizic sau emoțional, fii atent la ce urmează să-ți spun. Mușchiul inimii este aprovizionat cu sânge doar în timpul diastolei, atunci când este relaxat, deoarece în timpul sistolei, când este contractat, vasele de sânge din interiorul mușchiului sunt comprimate. Astfel, cu cât inima bate mai rar, adică diastola este mai lungă, cu atât mușchiul cardiac se hrănește mai bine. Persoanele care fac sport cu moderație, câteva ore pe săptămână, au doar în timpul efortului pulsul mai ridicat, dar în repaus pulsul este mai scăzut decât la cei sedentari. Un puls de până la 90-100 de bătăi pe minut este considerat normal de către majoritatea medicilor. Asta deoarece normalitatea este definită de majoritate, dar majoritatea oamenilor sunt sedentari. Eu consider însă că un puls mediu la o persoană sănătoasă ar trebui să se situeze în repaus între 60-70 bătăi pe minut. Persoanele care au pulsul mediu de 90 de bătăi pe minut în loc de 60 au cu 20-30 de mii de bătăi cardiace în plus pe zi. O risipă enormă de energie, ceea ce face inima să-și piardă elasticitatea, să devină mai rigidă și să îmbătrânească mai repede. În concluzie, sportul practicat cu moderație toată viața te ajută să ai o inimă mai tânără și mai sănătoasă pentru mai mult timp. Și dacă ai probleme cardiace, îți recomand un test de efort și un program de exerciții fizice de recuperare adaptate condiției tale. Numeroase studii au demonstrat că activitatea fizică regulată îmbunătățește funcționarea creierului, memoria și concentrarea și te ajută să-ți menții sănătatea mentală pe termen lung. Neurogeneza, adică formarea de neuroni noi, culminează în primii ani de viață și până de curând experții credeau că încetează la adulți, dar recent s-a demonstrat că acest fapt este totuși posibil la orice vârstă. Din celulele stem neuronale, în hipocamp, o regiune a sistemului limbic responsabilă de emoții, orientarea spațială și memoria pe termen lung.
Pentru asta este foarte important să vizitezi locuri noi, să diversifici activitățile fizice, să nu faci aceleași lucruri în fiecare zi, cum ar fi alergatul sau mersul pe bicicletă pe același traseu, pentru că te vei obișnui foarte repede, iar antrenamentele nu vor mai fi eficiente și vor fi făcute pe pilot automat. Încearcă de fiecare dată mișcări variate, exerciții și jocuri noi, care să te surprindă și să-ți stimuleze creierul. Omul preistoric nu știa dinainte din ce direcție va veni următorul pericol sau încotro va fugi prada. Pentru a veni în sprijinul comunității și înțelegând nevoia de diversitate, am deschis la Iași Clubul de Sănătate și Sport Vivertin, ce cuprinde zone de fitness, cardio, piscină și cursuri de not pentru copii, jacuzzi, saună, panou de escaladă, clase de grup de cycling, TRX, trambuline, boxing, yoga, zumba sau pilates. Contracția mușchilor acționează asupra oaselor prin forțe de tracțiune, torsiune, presiune, ceea ce stimulează mineralizarea, creșterea densității și rezistenței osoase. Multe persoane care suferă de osteoporoză iau suplimente cu calciu, dar nu înțeleg că fără exerciții fizice, acesta nu prea ajunge în os, ci se acumulează în alte țesuturi, spre exemplu arterele, creierul sau rinichii. Persoanele care fac mișcare au oasele mai puternice, musculatura mai tonică, echilibru, coordonare și reflexe mai bune și de aceea un risc mai mic de cădere și fracturi. Și atenție, studiile au arătat că fracturile la persoanele vârstnice cresc semnificativ riscul de deces. Stresul cronic cauzează scăderea fluxului de sânge către organele digestive, stomac, ficat, bilă, pancreas, intestine, iar când circulația este afectată, bila este leneșă, ficatul obosit, stomacul iritat, iar intestinul constipat. Sportul regulat, alături de o alimentație sănătoasă, ajută la reglarea digestiei și la o mai bună absorpție a nutrienților. Dacă suferi de constipație sau colon iritabil, află că exercițiile cele mai bune sunt cele ușoare de aerobic, yoga, mersul pe jos, exercițiile de respirație profundă care mobilizează mușchiul diafragm ce acționează ca un masor asupra tubului digestiv. Dar atenție, sportul foarte intens și prelungit, care nu este urmat de perioade adecvate de odihnă și refacere, cauzează scăderea fluxului de sânge și afectarea organelor digestive. Dintre toate lucrurile nocive pentru sănătatea ta, sedentarismul este cel mai grav, chiar mai grav decât fumatul, conform unui studiu amplu care a analizat datele culese de la peste 120.000 de subiecți timp de 15 ani. Acestora li s-a măsurat condiția fizică, prin testare la efort, iar apoi au fost urmăriți în timp, luându-se în calcul și alți parametri, fumatul, consumul de alcool, bolile cronice, diabet, hipertensiune, etc. Rezultatele statistice au demonstrat că cei din grupul cu cea mai slabă condiție fizică au avut un risc să moară prematur de 5 ori mai mare față de cei bine antrenați. Autorii studiului au remarcat că diferențele dintre cei sedentari și cei activi sunt mult mai evidente la vârstele înaintate, mai ales dacă au și patologii. Deci este cu atât mai important să faci mișcare cu cât ești mai în vârstă și cu cât ai mai multe boli cronice. Nivelul condiției fizice, VO2 max, fiind cel mai bun predictor pentru supraviețuire. Sportul îmbunătățește postura, atitudinea, stima și imaginea de sine și este arhicunoscută importanța limbajului corporal în relațiile sociale. Spatele drept, pieptul în față, privirea sus, scad nivelul de anxietate și te fac să fii mai încrezător. Vei fi perceput mai bine, vei reuși să fii mai convingător în negocieri și vei avea astfel mai mult succes pe plan profesional. De aceea, este foarte important să exersezi și musculatura posturală, paravertebrală, pentru a combate cifoza și durerile de spate, care apar foarte frecvent la persoanele sedentare, ce stau pe scaun sau cu telefonul în mână mai multe ore pe zi. Iar dacă îți place mult să mergi cu bicicleta, ia-ți în bagaj și niște chingi de tipul TRX, pe care le poți lega de un copac ca să faci niște tracțiuni atunci când faci un popas. Dintre toate viețuitoarele, omul este printre cele mai sociabile ființe și depinde de grup pentru a putea supraviețui. Nu este cel mai puternic, cel mai rapid și nici nu are cele mai ascuțite simțuri, dar forța omului constă mai mult în abilitățile de comunicare și relaționare cu semenii săi. De-a lungul istoriei, oamenii au mers la vânătoare, la muncă și la război împreună, ceea ce a întărit coeziunea socială, a conferit mai multă putere și încredere fiecărui individ în parte. Oamenii care fac sport și mai ales în echipă sunt mai disciplinați, mai organizați și au succes pe mai multe planuri ale vieții. De aceea îți recomand să nu faci sport de unul singur. Fă un sport de echipă sau mergi într-un loc în care poți găsi oameni care să te motiveze să ieși din zona de confort.
De cele mai multe ori, cei care se apucă de sport singuri acasă, în sufragerie, neavând suportul grupului, renunță foarte ușor. Hormonii tiroidieni au rolul de a regla nivelul energetic al organismului, dar de-a lungul evoluției, noi oamenii ne-am redus constant necesarul de energie. În trecut, consumam mai multe alimente crude, integrale, mai multe rădăcini și plante care necesitau mai mult efort pentru masticație, mai multe enzime pentru spargerea peretului celular și absorbția nutrienților, iar intestinul era mai lung, iar maxilarul mai dezvoltat. Odată cu descoperirea focului, omul a reușit să absoarbă mai mulți nutrienți dintr-o cantitate mai mică de hrană, ceea ce i-a oferit un avantaj evolutiv. Intestinul s-a scurtat, iar maxilarul s-a micșorat. De aici și problema măselei de minte. În ultimii ani însă, lucrurile au ajuns la cealaltă extremă, odată cu inventarea blenderelor, storcătoarelor și alimentelor intens procesate, care nu mai necesită atât de multă energie. Indiferent că e vară sau iarnă, noapte sau zi, oamenii moderni trăiesc la temperatură constantă și nu prea mai consumă energie nici pentru termoreglare. Gândește-te că celelalte animale stau afară și în decembrie, și în august, și noaptea, și ziua și sunt nevoite să se adapteze. Și dacă mai punem la socoteală că și pentru deplasarea din punctul A în punctul B nu mai folosim atât de multă energie, nu ne mai cățărăm, nu mai alergăm, nu mai înotăm, nu e de mirare că nivelul energetic total al omului modern este foarte, foarte scăzut. Iar pe principiul use it or lose it, ce nu folosești se pierde, atât de mulți oameni au probleme cu hormonii tiroidieni. Pentru că nu ne mai permitem să petrecem jumătate din zi mestecând și nici nu mai putem dormi afară în pielea goală, sportul rămâne cam singura metodă de a mai reechilibra balanța consumului și producției de energie, ajutând astfel la menținerea sănătății tiroidei. Dacă ai glicemia crescută sau chiar în parametri normali, dar în partea superioară a intervalului, adică în jur de 90 de miligrame pe decilitru, îți recomand să-ți faci și următoarea analiză, indicele HOMA, care măsoară rezistența la insulină, iar dacă aceasta este crescută, poți considera că ești în stadiul de pre-prediabet, cu risc mare de a dezvolta diabet în următorii ani. Rezistența la insulină poate fi generalizată sau localizată, la nivel muscular sau hepatic. Sportul, dar mai ales cel de intensitate crescută pe intervale HIIT, High Intensity Interval Training, este o soluție extrem de eficientă pentru scăderea rezistenței la insulină la nivelul celulelor musculare. Dar este nevoie și de o alimentație sănătoasă și de post intermitent care scad rezistența la insulină la nivel hepatic. Spre exemplu, sunt oameni care fac sport, dar pentru că au un aport ridicat de carbohidrați sau zahăr, au rezistență la insulină la nivel hepatic, grăsime pe organe și în jurul taliei. Sau invers, sunt oameni care mănâncă sănătos și țin post intermitent, dar pentru că nu fac mișcare, au rezistență la insulină la nivelul celulelor musculare. La persoanele care încearcă să scape de dependența de anumite substanțe sau obiceiuri nesănătoase, studiile au demonstrat că exercițiile fizice pot ușura simptomele de sevraj precum anxietatea, depresia, iritabilitatea sau furia. Contribuie la distragerea atenției, reducerea intensității poftei față de acele substanțe și astfel prevenirea recidivelor. De asemenea, exercițiile fizice pot ajuta la creșterea încrederii în propria putere de a atinge obiectivele și de a depăși obstacolele, la grăbirea vindecării sistemului nervos central și a întregului organism care au suferit de pe urma abuzului de substanțe. Sunt oameni care au scăpat cu ajutorul sportului de anumite adicții, cum ar fi cea de alcool sau zahăr, dar au căzut în cealaltă extremă și fac sport excesiv. Nu-ți forma din sport noul tău drog, deoarece orice este prea mult are efecte negative. S-a demonstrat că sportul excesiv timp de foarte mulți ani perturbă hormonii, creează stres oxidativ, poate cauza probleme cardiace și îmbătrânire precoce. Cea mai bună soluție este să variezi activitățile cât mai mult și să-ți iei plăcerile și satisfacțiile din mai multe surse. Creează-ți și alte pasiuni, spre exemplu gătitul sănătos, învățarea unui instrument muzical, îngrijirea unui animal de companie, etc. Mulți oameni se apucă de sport pentru a slăbi, dar nu înțeleg că nu ăsta este cel mai important motiv și că, într-adevăr, contează mai mult alimentația și, în special, reducerea rezistenței la insulină. De fapt, în timpul exercițiilor fizice obișnuite, nici măcar nu se ard foarte multe calorii, dar sportul este important pentru sănătatea procesului de slăbire.
Unul dintre motivele pentru care ne îngrășăm este și acela că celulele grase au rolul de a îngloba toxinele pentru a le ține departe de restul organismului. Dar atunci când slăbim, toxinele cresc în concentrație, iar sportul ne ajută să le eliminăm mult mai ușor, prin îmbunătățirea circulației limfatice. Când ai un surplus de greutate, ai în plus și o anumită masă musculară care să susțină acea greutate. Dar atunci când slăbești, fără să faci sport, se pierde pe lângă grăsime și țesut nobil, masă musculară și densitate osoasă, iar pielea va avea un aspect inestetic. Sportul mai stimulează și producția de colagen pentru a-ți păstra pielea fermă, suplă și elastică. De asemenea, exercițiile fizice te ajută și la reducerea stresului, un factor esențial în procesul de slăbire. Dacă suferi de insomnie, află că sportul are efect mai bun decât medicamentele pentru somn, fapt demonstrat în numeroase studii științifice, iar asta se simte imediat și nu este nevoie să aștepți prea mult pentru a observa beneficiile. O meta-analiză a mai multor studii a concluzionat că exercițiile fizice regulate au ajutat la reducerea severității apneii obstructive în somn, cu peste 25%, chiar dacă persoanele nu au scăzut prea mult în greutate, ceea ce a determinat creșterea calității vieții, mai multă energie peste zi, scăderea depresiei și a stării de oboseală. Evită însă să faci antrenamente istovitoare seara târziu, pentru că induc o creștere a nivelului de alertă și vei adormi mai greu. Dacă nu ai apucat să faci sport în timpul zilei, mai bine seara fă o plimbare sau participă la o ședință de gimnastică ușoară. Asta te va ajuta să-ți relaxezi sistemul nervos central, atât de necesar atingerii stării de calm înainte de somn. Dacă ai probleme cu articulațiile și iei medicamente sau suplimente, e bine să faci și mișcare pentru ca ele să ajungă la destinație. Exercițiile fizice practicate cu moderație mobilizează articulațiile și cresc circulația sângelui, care transportă nutrienții și oxigenul și elimină mai ușor compușii toxici metabolici. Articulația este căptușită de un țesut moale, numită membrană sinovială, iar aceasta produce un fluid care lubrifiază articulația precum uleiul într-un motor și știm cu toții că un motor nepornit se uzează mai repede decât unul care funcționează normal. Când articulațiile sunt supuse unor forțe, rezultă microtraumatisme care activează genele responsabile de reconstrucția cartilajului, care devine astfel mult mai puternic. Pe lângă asta, mușchii, ligamentele și tendoanele care înconjoară articulația se întăresc, preluând o mare parte din forțele gravitaționale. Gândește-te că nu prea poți pune mare greutate pe un schelet fără mușchi. În concluzie, pentru a avea articulații sănătoase, e bine să faci sport diversificat, cu moderație și să eviți activitățile monotone, repetitive, cum ar fi alergatul prelungit, mai ales dacă ai și surplus de kilograme. Numeroase studii au demonstrat că cei care practică exerciții fizice în mod regulat au un risc mai mic de cancer cu aproape 40% și chiar în cazul unui astfel de diagnostic, șanse mai mari de recuperare și tratament, îmbunătățirea rezultatelor chirurgicale, ameliorarea simptomelor, gestionare mai bună a efectelor secundare ale chimio- și radioterapiei, îmbunătățirea stării psihice, a digestiei, reducerea pierderilor musculare și osoase. Spre exemplu, un amplu studiu a arătat că femeile care au făcut exerciții fizice de intensitate moderată după un diagnostic de cancer mamar au avut cu aproape 50% mai puține riscul de recurență și deces în comparație cu femeile sedentare. Beneficii la fel de importante demonstrându-se și în cazul altor tipuri de cancer, precum cel colorectal sau de prostată. Iar la final am lăsat pe ultimul și probabil cel mai puternic argument. Dacă ai copii și dorești să fie sănătoși, gândește-te ce exemplu personal le oferi, pentru că ei vor imita într-o oarecare măsură comportamentul și atitudinea ta. Deja foarte mulți copii sunt supraponderali sau obezi, au rezistență la insulină, grăsime pe organe și risc foarte mare de diabet, perturbări hormonale, fizice și mai ales psihice ce le vor afecta întreaga viață. Corpul tău este singura casă în care trăiești cu adevărat și gândește-te ce fel de gene vrei să transmiți urmașilor tăi, viguroase sau neputincioase. De asemenea, mai târziu poate vei dori să te bucuri de nepoți și strănepoți fără să devii o povară pentru ei și vei vrea să te plimbi prin lume, nu prin spitale. Sportul, practicat cu moderație, alături de o alimentație sănătoasă, poate preveni o mare parte din boli și mărește durata și calitatea vieții. România este pe ultimele locuri din Europa la capitolul mișcare. Deținem loc fruntaș la boli cardiovasculare și cancer și avem cea mai scăzută speranță de viață.
Este foarte ușor să ne plângem că autoritățile nu fac nimic și, într-adevăr, ar putea face mai multe în acest sens. Mai multe campanii de promovare, facilități fiscale pentru cei care investesc în acest domeniu, reduceri la asigurările de sănătate pentru cei care demonstrează că au viață activă, tichete pentru achiziționare de echipamente sau abonamente la sălile de sport. Dar până când autoritățile se vor mobiliza, schimbarea poate începe cu tine. Pentru a-ți forma un obicei, este mult mai important să faci mișcare cât mai des, dar de intensitate redusă moderată, decât antrenamente intense cu care încă nu ești obișnuit, deoarece asta te poate determina să renunți foarte ușor. Acest material a fost realizat cu sprijinul Coolgraphy, ajutorul meu în creație și editare video. Iar eu sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de nutriție, sport și psihologie, și dacă am reușit să te conving și pe tine să faci mișcare și să-ți iei sănătatea în propriile mâini, nu uita să transmiți acest mesaj și celor apropiați ție, pentru a-i motiva și pe ei să facă același lucru. Îți mulțumesc pentru că susții astfel acest proiect educațional și că te implici activ în crearea unei comunități mai sănătoase.